Chiar le spuneam tinerilor, în 1990 România și Republica Moldova avea același produs intern brut pe cap de locuitor. Astăzi produsul intern brut al României este de 8 ori mai mare decât al Republicii Moldova pe cap de locuitor. În condițiile în care noi ne socotim produsul intern brut la 21 de milioane și nu la 16 milioane, cât de fapt 16-17 milioane, cât suntem cei care trăim și producem în România.